Hei, Sumo3 și bine m-am regăsit la un nou vlog. Astăzi sunt foarte fericit pentru că în sfârșit a venit momentul pe care l-așteptam de multă vreme. Încă de când am cumpărat acest Mercedes, am primit foarte multe mesaje și comentarii de la voi în care mi-a spus să schimb neapărat jantele pentru că sunt urâte și strică mașina. După cum știți, părerea voastră este extrem de importantă pentru mine, așa că astăzi schimbăm jantele. Mașina a venit echipată cu un set de jante AMG Double Spoke de 19 inci, pe care le-am vopsit ulterior în negru lucios, însă chiar și după această transformare știam clar că vreau să le schimb cu un model mai frumos și o dimensiune mai mare. Bun, haideți să vă spun planul de astăzi. În primul rând trebuie să ajung la Custom Tuning să iau jantele. Sper să încap în mașină pentru că este totuși un cupe. După ce iau jantele, o să mergem la prietenii noștri de la Autosoft să le montăm. O să fac și geometria ca să fie totul în regulă și după o să filmez primul cinematic cu noul set de jante. Vă spun sincer, sunt foarte nerăbdător și abia aștept să văd cum o să arate mașina. Mai pe seară o să trec și pe la fratele Popa să iară transformarea de vară, pentru că după cum știți, și el m-a certat de fiecare dată în legătură cu roțile mașinii, așa că astăzi a venit momentul să-l dăm pe spate cu noul set de jante. Înainte de toate, nu uitați să bușiți butonul de like pentru că mă ajută foarte, foarte mult și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce idei de modificări mai aveți pentru această mașină. Promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor. Și ca întotdeauna v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini visul de a ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Instagram sau pe TikTok. Le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere și astea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Mașina este gata și vă spun sincer, sunt cel mai fericit om din lume în acest moment, pentru că pur și simplu este de nerecunoscut și încă nu-mi vine să cred că e mașina mea. Știam că jantele sunt importante și pot influența foarte mult locul mașinii, însă credeți-mă, nu sunteți pregătiți pentru transformarea asta. Sunt foarte curios să aflu și părerea voastră, așa că bușiți chiar acum butonul de like dacă v-a plăcut această transformare și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți părerea voastră sinceră despre noul set de jante. Promit să le citesc pe toate, să vă dau inimioară tuturor. Noul set de jante pe 20 de la Venom este unul flow forged. Asta înseamnă că avem niște jante semi-forjate care, pe lângă faptul că arată incredibil de bine și au schimbat mașina în totalitate, vin și cu câteva avantaje foarte importante. În primul rând, sunt mult mai rezistente ca un set de jante obișnuit. Acesta este un avantaj foarte important, pentru că știți și voi ce drumuri avem în România, din păcate. Și un alt avantaj este că sunt considerabil mai ușoare ca un set obișnuit din aliaj. O jantă pe 20 are doar 10 kg. Însă evident, avantajul principal este cel vizual, pentru că acest set de jante este pur și simplu criminal. A făcut mașina asta să arate de 10 ori mai bine și în acest moment pot spune cu toată încrederea că astea sunt cele mai frumoase jante pe care le-am avut vreodată. În caz că vreți să vă transformați mașina, vă recomand din toată inima un set de jante Flow Forge de la Venom Wheels și o să găsiți jos în descriere site-ul unde puteți vedea toate modelele de jante disponibile, începând de la 18 până la 21 de inci. Nu aveți idee cât de fericit sunt pentru că am reușit să schimb în sfârșit roțile. Mi-au ajuns jantele din februarie, însă din cauza vremii am mai amânat puțin schimbarea și când a venit vremea bună m-a prins pe nepregătite, pentru că nu găseam nicăieri anvelopele pe care mi le doream. Cu această ocazie vreau să le mulțumesc din suflet prietenilor mei de la Autosoft pentru cele mai bune servicii ca de fiecare dată și pentru că au reușit să-mi aducă anvelopele pe care mi le doream într-un timp foarte scurt. Am ales să echipez mașina cu cele mai bune anvelope
sport de stradă, Michelin Pilotsport 4S în două dimensiuni, 245-35-20 pe puntea față și 275-30-20 pe puntea spate. Acestea sunt cele mai mari dimensiuni pe care le puteam pune pe această mașină, legal, bineînțeles. Însă pentru mine cel mai mult a contat experiența proprie, pentru că am avut acest model de anvelope și pe BMW și am fost foarte mulțumit de ele, pur și simplu îmi ofereau în permanență un sentiment de siguranță și se comportau excelent în orice situație. Am fost ca de fiecare dată la noul lor service din Titan, unde am schimbat anvelopele și am făcut geometria mașinii, însă îi mai puteți găsi și în Militari, Dudești, Fundeni sau Băneasa, unde vă pot ajuta cu orice problemă ați avea în materie de roți. Anvelopele sunt extrem de importante la o mașină și vă sfătuiesc să le luați în serios și să nu le neglijați niciodată, pentru că ele chiar pot face diferența între viață și moarte. În concluzie, dacă sunteți interesați să vă cumpărați un set nou de anvelope, o să vă las jos în descriere site-ul celor de la Autosoft, unde puteți găsi de fiecare dată cele mai bune prețuri. Cea mai mare diferență pe care o simt de când am pus noile anvelope este la stabilitate. Mașina este mult mai stabilă, am mult mai multă încredere în ea, frânarea este de asemenea mult mai bună și, în sfârșit, simt că mă pot baza pe stabilitate, pentru că, după cum știți, deși avem 4x4, este o mașină destul de grea și în viraje are cumva un mic ruliu, însă anvelopele acestea ajută extrem de mult și este exact ce aveam nevoie. Așa cum am spus, anvelopele Michelin Pilotsport 4S sunt cel mai bun model sport de stradă, însă ca să le putem testa la potențialul lor maxim și fără să rămân fără permis, va trebui să mergem cu mașina pe circuit, așa cum am făcut și anul trecut cu BMW-ul. Sunt foarte curios să aflu dacă vă doriți să vedeți mașina asta pe circuit și dacă vă place ideea, o să iau și pe iubita mea să conducă mașina, cum am făcut și anul trecut cu seria 4, pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult acel clip și, sincer, chiar îmi doresc să văd cum se comportă acest E400 coupe pe circuit, pentru că până acum nu am avut ocazia să o conduc exact așa cum mi-aș dori eu, pentru că cel mai probabil aș rămâne fără permis și nu ar fi prea ok. În mare cam atât de aici, mă îndrept chiar acum către fratele Popa, așa că revenim mai târziu din Hâț Residence. Wow! Wow! Bă, ești prost! Le-am zis băieților că m-ai certat de fiecare dată, așa că astăzi a trebuit să dau pe spate. Prost, așa, da, ești nebun. Dar ce parcare! Bag aici! Știu că nu-ți plac mașinile lăsate pe burtă, așa că am coborât-o exact așa cum ți-ar plăcea ție. Bă, deci este la limita limitelor, arată, exact. Arată impecabil. Da. De ce? Pentru că n-arată stricată. Da, exact. Când o culci prea mult, deja zici că ce faci, ai, n-ai bani de perne. Nu știu, eu m-am reîndrăgostit de mașina asta. Mamă, ce bine! Vreau la spate, spate. Vreau la spate, că spatele e concav, da? Da, da, da. Wow! Asta îmi place cu mult. Mamă, nu sunt la fel de ce talon frumos ai, Michelin-urile, Michelin-urile. Exact. Cât ai, mă, 30 sau 25? 30. Bă, ce ai, mă, arată genial, mă! E altă mașină, efectiv. Spui, nu, e mașină. Nu, e, da? Mașină. De fiecare dată m-ai certat, așa, bă, că astăzi sper că te-am dat pe spate. Bă, dar cum arată Montrei, în sfârșit, mă bucur și eu pentru tine, da. Ești nebun? Cred și eu. Vai! Bă, știu ce-ți lipsește, mă! Ce mai lipsește? Permite-mi. Mamă, chiar da. Nu, permite-mi. Dă-mi un pic de timp. Știu că încă nu e gata, dar eu deja văd. Dă-mi un pic de timp. Ca să înțelegi ceva, un pic. Să zic că s-a dublat janta, uite-te, fă comparație cu spatele. Cred că merg și mai filmez o dată cinematicul, sincer. Mai dat peste cap cu... Deci nu, pe bune, zi tu! Asta nu știi. Asta e din aia ca la american pe vremuri, băiatul meu. Yeah. Uite așa am crescut eu. Ăsta înseamnă marketing de la clasic. Uite așa, făceau americanii la teleshopping. Jumii, jumă, băiatul meu. Fii atent, uite la diferență. Dă-te în spate. Uite diferență. Chiar e tare. Uite diferență. Chiar e tare, cred că mergi și mai filmez odată. Uite diferență, dă-te dracu! Bă, dar fii atent tu că jantele sunt de fapt, dacă mă uit eu atent, negru mat? Păi da, sunt negru satin, nu sunt negru lucios. Și îmi place super mult că se combină super bine culoarea mașinii. Păi da, asta e, că ceva mi se părea că se combină bine, da, cu mașina. Da, da, și sunt mai diferite. Și am atent acum, da. Mulțumesc frumos de părere. Bă, de... genial. Big up. Reacție și ce să mai, acum trebuie să mai facem încă un vlog cu ele modificate, pentru că și a ta s-a schimbat destul de mult și a mea a prins în sfârșit viață și... A mea e la custom, tu ai văzut cum e acum? Știu, am văzut. Dezbrăcată toată. Am văzut. Nu uitați că o să găsiți jos în descriere profilul de Instagram al lui Dorian, canalul de YouTube și în curând urmează și noua transformare de vară la arte. Ia uite-o, frate. La tine o să fie o transformare super tare. Ia uite. Uite cum e. Fană, te aștept. Cheală! Deci vine Larte toată înapoi și cu 23 și vezi că seamănă mult cu ale tale. Știu, m-am uitat. Din păcate Larte nu are nimic pentru ecupe, pentru că e o mașină mai rară, însă chiar abia aștept să văd cum o să iasă. Să ne scuz. Noroc că avem și noi o raritate aici, că altfel să moară Jacksona. Da, m-am uitat și cei de la Larte au pentru ce ecupe, dar pentru ecupe nu au. Vorbesc serios? Da. Ah, ia uite, deci au pentru ce... Da. Las că poate pe viitor scoate-te ceva și pentru mașinuța noastră.
One eternity later. Este ora 6 dimineața, astăzi a fost o zi perfectă și totul a mers exact cum mi-am dorit, până acum 10 minute când m-a oprit poliția. Nu știu cum am norocul, însă de fiecare dată când fac o modificare mai importantă la mașină sau schimb roțile, am norocul să mă oprească poliția cu prima ocazie. Ca să înțelegeți despre ce vorbesc, gândiți-vă că anul trecut când mergeam să-mi iau BMW-ul de la Custom Tuning, am făcut accident cu încă două mașini. Nu am apucat să vă povestesc niciodată despre acel incident, însă dacă sunteți interesați, o să fac un story time despre această întâmplare pentru că este foarte amuzantă. Mă rog, după o lungă ceartă în trafic, am ajuns în cele din urmă la Custom Tuning să-mi iau BMW-ul și ce credeți că s-a întâmplat în continuare? Nu vă exagerez. Cred că am mers undeva la 15 minute de când am scos mașina din garaj și m-a oprit poliția. O să vă pun chiar acum o poză pe ecran. Acum gândiți-vă cum ar fi trebuit să explic eu de ce mașina e neagră în realitate și albă în talon, de ce am niște jante pe 20 dacă practic în carte am maxim pe 18. Norocul meu a fost că m-a recunoscut de pe YouTube și i-am arătat că doar ce am scos mașina de la custom, doar ce am colantat-o, adică aveam poze, filmări, că filmasem înainte reacția și a fost foarte de treabă și mi-a înțeles situația, însă tradiția continuă și cu această mașină, pentru că mai devreme am fost la Arcul de Triumf să fac o poză de thumbnail, sau mai bine zis, am încercat să fac o poză de thumbnail, tocmai de aceea sunt la ora 6 dimineața pe stradă, pentru că acolo la Arcul de Triumf nu știu exact dacă ai voie să te oprești mereu să faci poze. Din câte știu, nu prea ai voie să te oprești și tocmai de-aia am ales să merg la ora 6 dimineața ca să nu am probleme cu poliția, pentru că de obicei pe acolo stă poliția și evident că asta și în seara asta. Am încercat să-i fentez, dar m-au fentat ei pe mine. Din momentul în care i-am văzut, știam clar că o să mă oprească, pentru că eram efectiv doar eu singur acolo și mașina asta e magnet pentru poliția, așa că m-a tras pe dreapta, actele la control, m-a pus să suflu un fiolă și pe lângă asta, evident, s-a legat direct de jante, pentru că sunt destul de mari și, sincer, și eu dacă aș fi polițist, m-aș lega de ele. Însă norocul meu a fost că mașina asta are dimensiunile trecute în carte deja și nu trebuie să mai omologhez eu acest set de jante. Asta este un plus foarte mare, pentru că altfel putea să-mi ia talonul, însă, na, fie vorba între noi, putea să-mi ia talonul pentru cu totul altceva, nu cred că trebuie să specific chiar acum aici pe clip. Erau doi băieți tineri, foarte de treabă, care m-au rugat respectuos să nu filmez, pentru că cel mai probabil m-au recunoscut de pe YouTube și aveam și camera mea principală în dreapta, având în vedere că au trecut și ei cu vederea o anumită parte a mașinii, nu am vrut să-i supăr și vă dați și voi seama că nu am vrut să le fac probleme, pentru că puteau să-mi ia talonul la acel moment și chiar le mulțumesc pentru înțelegere în caz că se uită la acest clip. A fost o zi foarte lungă pentru mine, sunt extrem de obosit pentru că am editat toată noaptea și am încercat să termin și cu pozele tale în seara asta, însă din păcate nu am reușit. Mai bag o pisă mâine, însă în mare cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să pușiți butonul de like și să lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce idei de modificări mai aveți pentru această mașină. Promit să le citesc pe toate și să vă dau o inimioară tuturor. Și de asemenea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini visul de a ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Și astea fiind spuse, eu am fost Montreal, iar până data viitoare v-am pupat. Pa!